serial. E, nu pot să zic că e diferit, dar se simte altfel. Doar mă bucur de această ocazie, de această posibilitate să vin aici ca lider mondial, dar eu mă gândesc numai la meciurile mele și, bineînțeles, principalul meci este cel din primul tur. Poți spune câteva cuvinte despre adversara ta? N-o cunosc foarte bine, am auzit câteva chestii de la antrenor, pentru că este din Australia și o cunoaște cât de cât. Voi încerca să rezolv problemele pe teren, nu o să mă uit prea mult la cum joacă ea, va trebui să-mi fac jocul meu. Sunt destul de pregătită. Comparativ cu celelalte două, ultimele două ediții aici, sănătatea cum? Mă simt foarte bine, nu am niciun fel de accidentare. Am jucat bine în China, sunt destul de încrezătoare, sunt pozitivă și sunt gata să lupt pentru fiecare meci pe care îl joc aici. Crezi că, adică șansele, Navratilova a zis că una dintre dorințele ei este ca tu să câștigi primul tău mare final. Și dorința mea este să câștig un Grand Slam, însă, așa cum am mai spus, este greu să te gândești la acest lucru, când încep turneul. Sunt multe meciuri. Primul meci din turneu este tot timpul cel mai dificil. Vom vedea pe parcurs dacă voi fi în situația respectivă. Suprafața de joc este rapidă. Unii consideră că ar fi un avantaj pentru tine, alții de vort crede totuși că jocul tău se adaptează. Nu mi se pare terenul diferit. Îmi place hardul, tot timpul mi-a plăcut. Nu am nimic de obiectat la suprafață, mă simt bine mingea și asta e tot ce contează.